Peste 130 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte posibil contrafăcute au fost confiscate de polițiști de investigare a criminalității economice de la o firmă din comuna Cujmir. Obiectele ridicate purteau însemnele și inscripțiile unor mărci consacrate, au anunțat anchetatorii. Întrucât articolele vestimentare și jucăriile în valoare de aproximativ 18.800 de lei prezentau suspiciuni de contrafacere, acestea au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor față de reprezentantul agentului economic din comuna Cujmir, întocmindu-se dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare. Hainele și încălțămintele găsite erau expuse spre comercializare și erau inscripționate cu însemne și inscripții similare mărcilor înregistrate, fapt care, susțin polițiștii, poate produce confuzie în rândul clienților. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi expertizate pentru stabilirea prejudiciului cauzat titularilor de drepturi. În urma acestei activități, la punctul de lucru al unui agent economic cu sediul în comuna Cujmir, au fost identificate, expuse spre comercializare, 139 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte care aveau inscripționate sigle și sau mărci protejate intelectuale, acestea prezentând suspiciuni de contrafacere și pentru care nu au putut fi puse la dispoziția polițiștilor documente care să ateste calitatea, originalitatea și garanția acestora. Întrucât articolele vestimentare și ciucăriile în valoare de aproximativ 18.000 de lei prezentau suspiciuni de contrafacere, acestea au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor față de reprezentantul agentului economic, întocmindu-se dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare. Hainele și încălțămintele găsite erau expuse spre comercializare și erau inscripționate cu însemne și inscripții similare mărcilor înregistrate, fapt care, susțin polițiștii, poate produce confuzie în rândul clienților. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi expertizate pentru stabilirea prejudiciului cauzat titularilor de drepturi.